Așa cum am început să vorbim despre obiectele folositoare din biserică și am cuprins între ele clopotul și iconostasul. Iconostasul din biserică, cel pe care îl avem acum în imagine, este un obiect de artă din anii 70, 1976-77, a fost construit, lucrat de mână, sculptat de sculptor din atelierul Patriarhiei Române din București și donat Parohiei Ortodoxe Române, care atunci s-a întemeiat în anii 70 în Offenbach. Sigur că în decursul timpului iconostasul s-a deteriorat, a suferit și un incendiu. Pe partea din spate se vede partea arsă încă, pe care am încercat să o conservăm așa cum este, cu fumul pe ea și așa, să ne aducem aminte și de acel moment care n-a fost un moment de bucurie din istoria parohiei, care în acest an împlinește 45 de ani. Iconostasul, în mod normal, un iconostas ortodox are mai multe registre decât cel pe care îl avem noi în imagine. Este registrul de jos, care are ușile împărătești, ușa din mijloc, ușile diaconești, cele laterale, și aceste uși încadrate de icoane. În partea din dreapta, cum privim către iconostas, este icoana Mântuitorului Iisus Hristos, din partea din stânga icoana Maicii Domnului, apoi este o ușă diaconească, unde este unul dintre Sfinții Arhangheli, și apoi este icoana hramului. Iar în partea cealaltă, tot un Sfânt Arhanghel pe ușa diaconească și Sfântul Ioan Botezătorul, în acest caz, sau un alt sfânt reprezentativ care echilibrează icoanele din iconostas, respectiv icoana Sfântului Nicolae a hramului. Apoi, în registru superior, încep imaginile cu partea centrală, cu cina cea de taină, și apoi, în mod cronologic, cu viața Mântuitorului Iisus Hristos, în ipostazele descrise de Sfintele Evanghelii, de la naștere până la înălțarea la ceruri. Un registru următor ar fi trebuit să fie registrul cu chipurile Sfinților Apostoli, cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, un registru care lipsește, pentru că iconostasul acesta a fost destinat să fie montat într-un fost spațiu al parohiei noastre, primit pentru o perioadă de timp în Castelul Lisenburg, în centrul orașului Offenbach. Și înălțimea nu permitea mai mult și iconostasul a fost adaptat la spațiul care era atunci disponibil. Spațiu care și noi aici cam tot atât îl avem, cam aceeași înălțime, aceleași dimensiuni, așa cum erau acolo în Castelul Lisenburg. Iar deasupra registrului Sfinților Apostoli ar mai fi fost un registru, registrul cu prorocii din Vechiul Testament, lucru care am încercat să-l suplinim pictând direct pe perete icoanele Sfinților Apostoli, prorocilor din Vechiul Testament, și în felul acesta am încercat să suplinim lipsa registrului din iconostasul pe care îl avem noi. Toate aceste reprezentări își au un rost. Ele vorbesc despre o ierarhie bisericească, o ierarhie care începe de la Mântuitorul Iisus Hristos, care se așează totdeauna în centru, partea centrală este cea mai importantă parte, și apoi se distribuie în mod ierarhic, începând cu dreapta, stânga, deci mereu în felul acesta se poate identifica o ierarhie foarte ordonată și disciplinată pe care biserica dintotdeauna a avut-o. Astfel vedem în dreapta ușilor împărătești, care sunt, așa le și spune împărătești, sunt destinate doar unor momente foarte importante. În dreapta vedem întotdeauna pe Maica Domnului, iar în partea stângă, care este locul cel mai important imediat, practic, în acest ordine, este Mântuitorul Iisus Hristos.
Și în restul icoanelor, la fel, vedem aceasta, în afară de faptul că sus, în registrul cu viața Mântuitorului, icoanele sunt puse în mod cronologic și nu într-o ordine oarecare ierarhică. Iconostasul este un obiect foarte important în biserică și nu este o invenție a Bisericii Ortodoxe, ci construcția iconostasului a fost arătată chiar de Dumnezeul lui Moise. Dacă citim în Vechiul Testament, vedem când i s-a spus lui Moise să facă un cort al mărturiei în care să se întâlnească Dumnezeu cu poporul și i-a spus să facă mai multe încăperi la acest cort. Sfânta Sfintelor, adică altarul pe care îl considerăm noi altarul de astăzi, și Sfânta, adică corpul propriu-zis al bisericii, în care să se întâlnească cu poporul. Între Sfânta Sfintelor și Sfânta, i-a spus Dumnezeu lui Moise să pună o despărțitură, o perdea, pe care să picteze chipuri de heruvimi, deci icoane. Și a făcut Moise așa. Chiar și pe sicriul legii, i s-a spus să pună chipuri de heruvimi și a pus la colțurile sicriului chipuri de heruvimi, deci icoane. Deci prescripția este din Vechiul Testament, este foarte veche. Nu este invenția nici a creștinilor și nici măcar a ortodoxilor, așa cum unii cred că doar ortodoxii au inventat iconostasul. Sfânta Sfintelor era despărțită de Sfânta, adică de partea principală a bisericii. Aflăm de pildă când Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, fiind de rând să slujească și să tămâieze în Sfânta Sfintelor, deci nu intra oricine acolo și oricând, nici chiar preoții, a intrat să tămâieze, a văzut un înger și care i-a spus că va avea un fiu și știți toată istoria cu Sfântul, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și el a cerut un semn și îngerul i-a spus nu vei vorbi până în ziua în care vei pune nume copilului și a ieșit mut din Sfânta Sfintelor. Deci un loc sfânt, dincolo de iconostas, rezervat unei anumite categorii care slujește pentru popor și aduce jertfă pentru iertarea păcatelor. Nu cel care aduce jertfa este în stare să ierte păcatele, el este pus să aducă jertfa, nu să ierte păcatele. Cu toate că, în Noul Testament, Mântuitorul le spune Sfinților Apostoli, zice, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și în ceruri, cărora veți ținea, ținute vor fi și în ceruri. Deci acest nou legământ al Noului Testament i-a împuternicit pe Sfinții Apostoli chiar să facă mai mult decât cei care din Vechiul Testament aduceau doar jertfă în Sfânta Sfintelor prin tămâiere și prin rugăciune pentru popor. Iconostasul nostru, așa cum spuneam, este destul de vechi, are o vârstă. A depășit 40 de ani vechime. Sigur că orice material îmbătrânește, se învechește, urmează să fie, să zic, înnobilat și readus la viață, într-un anumit fel, lucru pe care l-au făcut credincioșii de bisericii noastre, printr-o muncă voluntară, au șlefuit iconostasul, care era foarte închis la culoare, așa cum se vede din fotografiile anterioare, și l-au readus la viață dându-i culoarea care a avut-o el la începuturi aproape, atunci când a fost făcut. Ba chiar cu mai multă noblețe, pentru că poartă în renovarea aceasta și urmele trecutului care îl înnobilează. În munca de renovare, sigur că nu este ușoară, așa cum nu este nici munca de a face un iconostas și de a sculpta, a renova un iconostas fără ca să-l deteriorezi, însemnează un lucru cu mâna pe care îl faci și cu atenție și cu grijă să nu strici ceea ce este autentic. Este o restaurare, se poate spune, și restaurarea aceasta, sigur că da, că cere foarte mult atenție și efort din partea celui care se angajează să o facă. Așa cum spuneam, noi am avut acest dar și am primit acest dar din partea unor enoriași, unor credincioși care au dorit să facă acest lucru și au făcut o jertfă.
Pe iconostas sunt icoane la care ne închinăm. Când venim în biserică, ne închinăm la icoanele care sunt puse pe stative, pe tetrapod, și apoi ne închinăm la icoanele care sunt puse pe iconostas, la icoana Mântuitorului, la icoana Maicii Domnului, la icoana Hramului a Sfântului Nicolae și la icoana Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi trecem la celelalte icoane și la Sfintele Moaște, care le avem puse alături de iconostas. În timpul slujbei, iconostasul are funcțiile lui. Are și o perdea care se închide, se deschide la anumite momente importante, are ușile împărătești, ușile diaconești, se intră întotdeauna pe cei care au permisiunea să intre în altar, pe ușa din dreapta, și ieșirea se face întotdeauna pe ușa din stânga. Este o oarecare rânduială. Ușile împărătești se deschid și se închid la anumite momente importante și au funcția lor, așa cum este și perdeaua sau dvera, cum este numită, care acoperă ușile împărătești după ce sunt închise. Toate au o semnificație liturgică. De pildă, se deschid ușile împărătești în momentul în care se iese la vohodul mic sau mare, la vohodul mare, de exemplu, sau la, când se iese cu Evanghelia la vohodul de la Sfânta Liturghie, la începutul Sfintei Liturghii, și se intră pe ușile împărătești. Apoi este cu Sfintele Daruri, ieșirea cu Sfintele Daruri, iarăși se intră pe ușile împărătești deschise, dar apoi se închid ușile împărătești, se continuă cu rugăciuni și apoi iarăși se deschid pentru a da binecuvântare celor care sunt la slujbă. Și mișcarea aceasta liturgică, care se aplică, să zic, și iconostasului, implică și arată, de fapt, semnificația momentelor liturgice pe care noi le trăim în timpul slujbelor bisericești. De aceea este important să cunoaștem acest lucru, să știm că atunci când se deschid ușile împărătești, se cuvine și noi să ne ridicăm în picioare în biserică, și atunci când se închid, putem să stăm puțin să ne odihnim sau să ne punem în genunchi. Deci sunt momente importante pe care noi trebuie să le cunoaștem și, cunoscându-le, să le practicăm și să ne folosim.